Nu că pensii, să tăiem pensiile parlamentare, să tăiem parlamentarii cu, să-i tăiem pe parlamentari cu totul. Uite, de pildă, doamna Clotilde Armand a dat-o presa că, nu știu, iar a făcut săvârșit fapte, nu știu ce fapte, că nu le mai luăm în seamă. Dar nu o investighează nimeni. Absolut nimeni. Și atunci vă întreb, ce rost are să mai ținem atâta amar de parlament și de... Așa, de formă. Noi USR-ul, mai facem altceva, noi USR-ul ocupăm și parlamentul, adică suntem numai noi. Da. Așa? Și facem și o economie. Eu sunt convins că asta vă doriți. E greu de... Nu e greu. E practic imposibil să vi se întâmple, pentru că sunteți noastră USR-ul atât de proști politic vorbind, încât n-aveți cum să, să atingeți, nu să atingeți, să vă apropiați de acest deziderat pe care sunt convins că l-aveți. Proști politic, dar vă sfârtecăm, da, la următoarele asta alegeri. Fără discuție. Nu? O să plângeți ca un copil pe scaunul ăla. Da. De ce bătaie vă dăm, ca să zic așa. Să trăim până atunci.